12 decembrie. Voi muri și voi fi vii și voi povesti lucrurile Domnului. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă. Pomenirea celui între sfinți, părintelui nostru, Spiridon, episcopul Trimitunde, făcătorul de minuni. Acest mare și slăvit sfânt al lui Dumnezeu s-a născut și a trăit toată sfânta lui viață în insula Cipru, întru care a slujit minunat Biserica lui Hristos. El s-a născut din părinți simpli, lucrători ai pământului, îndeletnicire pe care a continuat-o și el într-o smerenie și simplitate întreaga viață, chiar arhiereu fiind. El a fost mai întâi bărbat căsătorit, care a avut copii, dar după moartea soției lui, el s-a închinat pe sine cu totul slujirii lui Dumnezeu. Din pricina marii lui evlavii și a sfințeniei vieții lui, obștea credincioșilor l-a chemat cu o inimă și cu o gură de la scaunul de arhiereu. Dar nici ca episcop, Sfântul Spiridon nu și-a schimbat modul lui simplu de viață. El a continuat să crească oi și să cultive pământul cu mâinile lui. Din roadele muncii lui, el păstra pentru sine doar foarte puțin, în cea mai mare parte spre hrana săracilor și nevoiașilor. El s-a arătat mare făcător de minuni prin puterea lui Dumnezeu. El a adus ploaie în vreme de secetă, a oprit curgerea apelor unui râu, a înviat mai mulți morți, l-a vindecat pe împăratul Constanțius de o boală incurabilă, a grăit cu îngerii ai lui Dumnezeu, a văzut mai înainte cele ce aveau să fie, a cunoscut gândurile din inimile oamenilor, a adus mulțime de păgâni la credință și a lucrat într-un numele Domnului multe alte minuni. El a fost unul dintre sfinții părinți de la întâiul sinod ecumenic de la Nicea din anul 325 și a adus mulți eretici la credința cea dreaptă prin formulările lui simple și clare ale sfintelor dogme, precum și prin facerea de minuni. El umbla tot timpul îmbrăcat atât de smerit și de simplu, încât chemat fiind la Palatul Imperial de către însuși împăratul care dorea să-l vadă, un soldat l-a pălmuit crezând că este un cerșetor. Dar Sfântul fără vicleșug și cu sfântă simplitate împlinind cuvântul Domnului, i-a întors soldatului și celălalt obraz. Sfântul Spiridon l-a preaslăvit pe Dumnezeu prin nenumărate și mari minuni, fiind de folos nu doar celor mulți oameni care s-au ajutat și s-au mântuit prin el, ci întregii biserici a lui Dumnezeu. El a intrat într-o cerească odihnă la anul 348. Sfintele lui moaște, făcătoare de minuni, odihnesc în insula Corfu, unde și astăzi îl preamăresc pe Dumnezeu cu mulțime de minuni. Pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Alexandru, Patriarhul Ierusalimului. Mai întâi, Sfântul Alexandru a fost episcop al Capadociei, dar în vremea persecuțiilor anticreștine sub domnia lui Severus, în anul 203, el a fost aruncat în temniță și apoi exilat. El este cel care a întemeiat vestita bibliotecă de la Ierusalim, în care s-a documentat Eusebius atunci când a scris istoria bisericească. El a fost torturat bestial în mai multe rânduri în timpul domniei lui Decius și aruncat la fiarele sălbatice. Dar rămânând viu de fiecare dată și fiarele nefăcându-i niciun rău, el a fost aruncat în închisoare unde a și murit. Așa și-a încheiat alergarea pământească acest atlet al lui Hristos, strămutându-se la veșnicele locașuri ale împăratului Hristos la anul 251. Pomenirea Sfântului Mucenic Sinesie, Sinet.
El de tânăr a fost citeț la Roma, unde a propovăduit cu îndrăzneală adevărul lui Hristos și a dat pe față minciuna idolatriei. Pentru aceasta el a fost torturat și decapitat în timpul domniei lui Aurelian. Cugetare. Nimic nu ne va ajuta nouă dacă nu vom înțelege că trebuie să fim blânzi și îngăduitori față de slăbiciunile oamenilor și să le iertăm din inimă. Cum vom putea altfel nădăjdui că ne va ierta Dumnezeu pe noi dacă nu iertăm și noi greșiților noștri? Sfântul Spiridon a vândut odată 100 de capre unui negustor la prețul cu care se învoiseră și a cerut negustorului să pună banii jos. Negustorul, știind că Sfântul nu număra niciodată banii, a pus jos prețul pentru doar 99 de capre, iar banii pentru a 100 capră i-a tăinuit. După aceasta, Sfântul Spiridon i-a numărat aceluia 100 de capre și le-a despărțit de turmele lui. Dar mânând negustorul împreună cu ciobanii lui turma astfel cumpărată, iată că una din capre se rupe de turmă și se întoarce înapoi behăind. Sfântul a alungat-o, dar ea s-a întors înapoi. Și tot așa până când s-a văzut limpede că acea capră nu vrea să rămână nicicum între caprele cumpărate. Atunci s-a apropiat Sfântul Spiridon de negustor și i-a șoptit la ureche așa: ascultă, fiule, capra aceasta nu în zadar se întoarce mereu înapoi la mine. Nu cumva ai dosit prețul ei? Negustorul ars de rușine și a recunoscut înșelătoria. De îndată ce a plătit banii cuveniți, capra a mers liniștită alături de turma celor cumpărate. Altădată, în staulele de oi ale Sfântului Spiridon au năvălit niște tâlhari. După ce au apucat câte oi au vrut, ei au căutat să iasă din staul, dar o forță nevăzută îi țintuia pe loc, făcându-i incapabil de vreo mișcare. În zori, episcopul a venit să caute de oile sale. Văzându-i pe tâlhari, i-a certat cu blândețe și a povățuit ca pe viitor să caute să-și câștige agoniseara traiului din muncă cinstită, iar nu din tâlhărit. Apoi a luat un berbece și l-a dăruit tâlharilor, zicându-le: luați-l pe acesta pentru ostenea la voastră, să nu vă fi fost privegherea de toată noaptea în zadar. Apoi i-a slobozit cu pace. Luarea minte. Să luăm aminte la binecuvântarea lui Noe asupra a doi dintre fiii lui, facerea nouă, la cum Ham a descoperit goliciunea tatălui său, dar Seni și Iafet au acoperit-o, la cum Noe pentru aceasta a dat binecuvântarea asupra lui Sem și Iafet, dar blestem asupra urmașilor lui. Ham. Predică despre Melchisedec. Tu ești preot din veac, după rânduiala lui Melchisedec. Psalmul 109, 4, Evrei, 17-21. O, cât de mulți sunt credincioși ascunși ai lui Dumnezeu, care îi slujesc lui zi și noapte. O, cât de multe sunt stelele strălucitoare, numite comete, care apar pe neașteptate, strălucesc puternic, apoi se pierd fără urmă în imensitatea universului, lăsându-ne însă adâncă pecetea amintirilor. Dreptul Avram, împreună cu urmașii lui, ne este cunoscut nouă celor de azi, așa cum este și bolta înstelată pe deasupra noastră. Melchisedec însă, despre care ne este vorbirea acum, se aseamănă cu acea cometă strălucitoare. Ea apare deodată pe neașteptate, trasează pe cer un arc splendid și spectaculos, apoi dispare în imensitatea universului. Dar cine este acest Melchisedec? El este regele Salemului, preotul Dumnezeului celui prea înalt. Facerea 14-18. El a adus pâine și vin lui Avram. El a binecuvântat pe Avram, iar Avram i-a dat lui zecioale din toate câte avea. Dacă Avram a fost atât de bogat, binecuvântat de Dumnezeu, oare cu cât mai mult va fi fost binecuvântat acela care l-a binecuvântat pe Avram? O, cât de adânci și de nepătrunse sunt tainele proniei dumnezeiești! Gândul omului se întinde doar de azi până mâine, dar gândul lui Dumnezeu merge până la sfârșitul veacurilor. După cuvântul Sfântului Apostol Pavel, Melchisedec îl prefigurează pe însuși Domnul Iisus Hristos,
Evrei 7, 10. Căci câtă vreme strămoșul Avram a fost un minunat și plăcut lui Dumnezeu lucrător al pământului, Melchisedec acesta a fost și rege și preot. Așa cum și Domnul este împărat și preot. Melchisedec i-a adus lui Avram pâine și vin, dar Domnul nostru a adus propriul lui trup și propriul lui sânge, ca pâine și vin, întregului neam omenesc. Avram s-a închinat înainte lui Melchisedec și a adus cu dragoste și de bunăvoie zeciuială din toate roadele lui. Iar adevărații urmași ai lui Avram, creștinii, se închină înaintea Domnului Hristos și aduc lui cu dragoste și de bunăvoie jertfe și daruri. Dar pentru dar, pentru marele dar al jertfei lui sângeroase pe cruce. Și neamul lui cine îl va spune? Isaia 53:8. Cuvintele acestea se referă și la Domnul Hristos și la Melchisedec. Avram, părintele vostru, a fost bucuros să vadă ziua mea și a văzut-o și s-a bucurat. Ioan 8:56. Așa a grăit Domnul către iudei. Dar cum a văzut Avram ziua Domnului, el a văzut-o în duh. Dumnezeu i-a descoperit-o lui, căci el a văzut o prefigurare a Domnului Hristos în persoana slăvită și minunată a lui Melchisedec, rege, preot și rob al celui prea înalt. O stăpână, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, binecuvântează-ne și pe noi, precum odinioară pe credincioși și robii tăi, Avram și Melchisedec, căci noi pe tine te slăvim și ție-ți mulțumim.